Inițial, cercetătorii au vehiculat ideea că o anomalie magnetică este cauza ce provoacă dispariția inexplicabilă a tuturor obiectelor care au neșansa să se afle în această zonă. Totuși, această teorie nu a putut fi niciodată demonstrată, iar mai multe voci științifice au susținut că pe fundul oceanului s-ar fi putut afla o bază extraterestră, din cauza căreia orice obiect metalic ar fi putut fi atras în adâncuri. Conform legendei, Triunghiul Bermudelor este unul dintre cele două locuri de pe Pământ unde busola nu indică punctul cardinal nord, ci adevăratul nord. Potrivit oamenilor de știință, variațiile busolei nu ar trebui să fie o problemă pentru vasele moderne de astăzi, deoarece nu se mai pot ghida în funcție de punctele cardinale. Acestea au fost doar câteva dintre teoriile născute în urma unor interpretări stranii, iar cea mai plauzibilă ar fi teoria Bubble sau a bulelor de gaz metan prezente în abisul Oceanului Atlantic. Explicația este una simplă, deoarece în anumite momente și condiții, depozitele impresionante de gaz metan sunt eliminate și odată ajuns la suprafață în contact cu aerul, acesta pune probleme majore navigatorilor și piloților de avioane. Atunci când motoarele nu mai au o concentrație optimă de oxigen, ele pur și simplu se opresc și astfel avioanele cad în apă. O altă ipostază interesantă se află în momentul în care există o concentrație scăzută de metan în aer și motoarele continuă să funcționeze, dar din cauza gazului explozia este iminentă. Dintre toate teoriile, aceasta este susținută de cei mai mulți dintre oamenii de știință și astfel misterul Triunghiului Bermudelor pare într-o oarecare măsură să fie elucidat.